tine ai spus că tot ce trebuie să faci trebuie să fie bucurie? Ce înseamnă asta? Da, deci toate acțiunile tale pe care le faci în fiecare zi trebuie să fie în bucurie, în prezent. Să fie tot o bucurie. Nu, vezi că e unul și se să poate? Trăiești totul, da, eu și trăiesc fiecare zi. Asta îi spuneam. Eu fiecare zi trăiesc. Ca să fii bucurită, să fii în puțin. Păi și eu nu sunt în puțin. Că dacă ești în multă... Și eu nu sunt în puțin? Neliniștită. Și eu nu sunt în puțin? Sunt în cel mai puțin, chiar în zero. Adică eu sunt mai bucurie. Faci grâni, faci planul? Nu, tocmai asta e. Că asta spuneam. Că dacă mă cunoști pe mine, știi ce îmi spune? Tu ești un mod de viață, pentru că nu ai nimic, nu ai, dar ai o veselie, da, ai o veselie, ai o continuitate perfectă, da, ai o continuitate perfectă, te bucuri de orice. Și ești copiloroasă. Exact. Și eu mai mă abțin, ai văzut că, da, nu pot să... Fii precum copiii. Exact. Și atunci zice, băi, n-am văzut așa ceva. Exact. Să nu ai, dar să ai toată bucuria. Toată fericirea și toată mulțumirea într-un singur om și iubirea. Asta înseamnă că ești cel mai bogat om. Ai înțeles? Asta îi spuneam. Nu ai nimic și ești cel mai bogat. Exact, asta este. Pentru că l-ai pe Dumnezeu cu tine. Exact, asta e secretul meu. Ce interesant. Am și pasiune. Tot ceea ce fac, am multă pasiune. E bucurie acolo. E iubire și atunci tot ce faci, faci cu pasiune. Ca Zorba, ca Zorba. Da, ca Zorba, că ne Zorba e așa. La începutul cărții, Alexis Zorba este o povestire foarte interesantă despre un cioban și un sihastru. Ciobanul avea oi mai multe și se bucura și el zicea, și tu poți, Doamne, să dai câtă ploaie vrei tu. Pe când sihastru zicea, eu nu am nimica și sunt tot timpul fericit și tu, Doamne, poți să dai oricâtă ploaie vrei tu. Și apoi ciobanul zice, eu am o soție frumoasă, am copii și tu, Doamne, poți să dai câtă ploaie vrei tu. Sihastru zicea, eu nu am pe nimeni și de aceea sunt cel mai fericit om din lume. Tu, Doamne, poți să dai câtă ploaie vrei tu. Ciobanul zicea, eu am un acoperiș deasupra capului și tu, Doamne, poți să dai câtă ploaie vrei tu. Iar sihastru zicea, eu nu am niciun acoperiș deasupra capului și nu am nimic și cu toate astea, Doamne, cel mai fericit din lume. Poți să dai câtă ploaie vrei tu. Cine este într-un avantaj? Cel ce nu are nimic. De ce? Pentru că e fericit tot timpul. Are bucurie tot timpul. Nimic e prezent. Nimeni. Nu are cine să-i la ia nimic și nu are ce să piardă. Aici e... Dar nici nu mă gândesc dacă pierd sau dacă câștig. Nici nu trece asta niciodată prin mine. Adică pur și simplu fiecare zi e o bucurie. Deci toată problema lumii noastre moderne este faptul că noi nu ne mulțumim cu ceea ce avem și mereu ne zbatem o viață întreagă pentru lucruri pe care până la urmă le pierdem. Exact. Sau ni se iau. Și apoi să te supărați când le-am pierdut, cu toate că de fapt nici nu aveam nevoie de ele. Ai văzut-o când vii la mine, zici, de ce nu schimbi aici, că nu merge? Și eu zic, lasă așa, ce are, nu are nimic. Adică eu nici nu mă sperii chestia că astăzi câștig mai puțin, mâine mai mult sau mă... Nici mă interesează. Așa, lasă așa, că știe el divinul ce are de făcut. Nici măcar nu am intenție să fac ceva. Ai înțeles? Pentru că știe el Dumnezeu când să acționez. Ce interesant. De câte ori am acționat, a ieșit prost. Deci bucuria pornește de-abia atunci când te restrângi și te limitezi exact la ceea ce ai nevoie. Exact. Și cum eu n-am nimic... Cum te poșești necesitatea, acum apare suferința, mânia, ura, de fapt, lupta, am. Concurența... De fapt am, știi ce am? Bucurie. Ai bucurie? Da, am bucurie. Când ai bucurie, ai tot. Ești cel mai fericit om, că ai pe Dumnezeu. Este o povestire pe care am pus-o în cartea frumusețe, dar un înțelept care a prins un hoț în casa lui. Da. Și a spus hoțului, poți să iei tot ceea ce ai nevoie, nu-ți face ce fel de problemă. Și hoțul i-a luat și hainele de pe el și l-a lăsat complet gol. După care înțelepțul stătea să uita la cer și a zis, Doamne, sunt cel mai bucată în lume. Toată frumusețea asta a ta este a mea. El avea de fapt totul. Avea, avea tot. Totul. Nu a avut nimic. Ce frumos. Așa este. Așa este. Ce zici, Mircea, e greu? Super. E foarte greu. E foarte greu. Este foarte greu atunci când ești din păcale, adică fără să conștientizezi, dar devine foarte ușor când conștientizezi. Ești prezent. Nu suntem când prezent. Ești prezent, e greu. Când ești prezent, devine ușor. Dar vezi că omul atunci când ar trebui, când pornește pe calea asta de autolimitare, înseamnă să respingă, nu?
tot ceea ce el până atunci a considerat că este important. Fii atent, știi ce mi s-a întâmplat? Doare, îl doare. Da. Fii atent ce mi s-a întâmplat, ca exemplu. Mi-a zis cineva într-o zi, băi, eu sunt gelos pe tine. Și zice, da, de ce? Că eu n-am nimic, tu ai casă, eu n-am nimic. Și zice, tocmai, că n-ai nicio grijă. N-ai nicio grijă. Eu sunt gelos cât de fericită poți să fii tu. A zis, sunt gelos pe fericirea ta, a zis. Și am zis, da, de ce? Că poți și tu să ai. Deci eu nu sunt în stare să mă detașez de bunurile materiale. Asta mi-a și spus. Și de aici pornesc toate conflictele, probabil și în familie, nu? Da, gelozie. Așa, da. Îl consideră pe celălalt ca proprietatea lui, nu? Totul e transformat în obiect. Și nu vrea să dea drumul la proprietatea lui din mână. Și apare... Trăiește cu mereu cu teamă că îi se va lua proprietatea. Da, da, ai mai multe posesiuni, poate e mai greu să le păstrezi. Și știi ce zic? Teama. Ce poate să mi se întâmple? Îmi apropie cu Dumnezeu și gata, îi zic. Ce? Asta e oricum nu e al meu. Și mai departe și spui... mai mult decât să-mi pierzi viața, nu am ce. Păi asta am zis, corpul înseamnă să-ți pierzi viața. Tu devii un om imposibil de manipulat. Asta înseamnă, când îți pierzi corpul, îți pierzi viața, nu? Și eu să da. Deci dacă nu se este frică de nimic, nu ai ce să pierzi și atunci ești puternic. Dar nici nu e nimic al tău, ca să ai ce să pierzi. Îi deranjezi pe cei care manipulează culata. Dar noi n-avem nimic, dar nimeni nu știe asta. Deci îi stimulează să posede cât mai mult, după care le este frică că pierd. Și atunci frica aceea este puterea lor. Frica noastră e puterea lor. Ce chestie? Cel mai mare beneficiu al prezenței în fiecare moment este că îți dai seama că moartea nu există. Și în momentul în care nu există, ne există frica de moarte, nu mai poți fi manipulat. Da. Dar totuși... Oamenii se tem de ceva ce nu cunosc. Frica de moarte dispare atunci când... De necunoscut se teme. Ești din iubire, pentru că atunci nu poate... Numai Dumnezeu e iubire și atunci nu ai cum să mai fie teama de moarte. Iar iubire înseamnă autolimitare? Păi, dar tu știi cum își iese, de exemplu, uite, știi cum părăsim corpul câteodată? Desprinderea ta, nu total, desprinderea asta, ieșirile din corp, știi cum se fac? În momentul în care ești gol, pe zero, numai atunci se fac. Că dacă nu e zero pe dinăuntru, nu, că ai frică, ai seamă. Păi sunt care niște greutăți, balastul care stă în balon, exact, și nu-l arunci. Numai atunci poți să-ți ieși din corp, când ești în zero. Când ești în zero și nu ai intenția să ieși, nici măcar n-ai intenția, e spontan, pur și simplu. Adică nu faci ceva, un exercițiu să-ți ieși, așa e și moartea, la fel. Fata asta, Oana, a spus exact, deci este un lucru care l-am pățit și eu. Deci eu nu am, în primul rând, nu am urmărit chestia asta, deci nici nu știam despre ce este vorba. Dar eu, fiind o persoană comodă și nefăcând un program nici de serviciu, adică eram un fel de irresponsabil văzut de cei din jurul meu, eu când eram afară nu băgam în seamă ce se întâmplă în jurul meu, eram atent la detaliile, de exemplu urmăream asfaltul sau arhitectura, dacă un copil care privește un pom de Crăciun, și eram pur și simplu fermecat de frumusețea și de ordinea care cineva o stabilise, această ordine naturală care venea de la Dumnezeu. Și probabil că în felul ăsta mie mi-a căzut mintea fără să-mi dau seama și atunci ieșirile mele din corp au fost absolut naturale. Lucru confirmat și de Oana, de fata asta, care a spus același lucru. Și eu am fost nevoit să intervin pentru că ea considera că ar fi semnele vreunei maladii sau vreunui dezechilibru și am spus că ăsta este un dar pe care l-a primit, care reflectă un anumit dezinteres adevărat față de viață și atunci se poate folosi de chestia asta să-și crească detașarea și mersul în iubire. Deci ea avea o formă de eliberare. Ea avea o formă de eliberare inconștientă, n-a urmărit-o. Probabil că venea din urmă, dintr-o iarăși acțiuni inconștiente ale ființei de tăcerea ego-ului și în felul ăsta de manifestare a divinului și a sufletului ei. Ai văzut ce înțeleaptă era la vârsta asta? Extraordinar, extraordinar. Și echilibru, avea echilibru. Da, extraordinar. Formidabil. Și m-am simțit obligat să-i spun că nu trebuie să aibă nicio grijă. Ea așa și nu are grijă, dar o grijă în plus că acest lucru ar fi o maladie, mi se părea o injurie și trebuia să iau această îndoială. Foarte la bună.
să te întreb totuși dacă știm că atunci când ne împuținăm, ne îndreptăm spre Divin și ne dă tot ceea ce avem nevoie fără să ne străduim, de ce nu o facem? Și dacă știm că mergând spre mai mult decât avem nevoie, suferim continuu și suntem nemulțumiți continuu și niciodată nu se termină starea aceasta de neîmplinire, de ce totuși o căutăm? Mircea, de ce o căutăm asta? Nu înțeleg. Ce anume? Pentru că nu vrem să ne desprindem de viața materială, de atașamente, din cauza asta, de plăceri, din cauza știm, asta. De ce, dacă știm că calea este de împuținare, de ce totuși insistăm în a nu ne îndrepta către iubire și suntem tot pe acumulare și tot pe... Deci dacă Dumnezeu ne dă tot ce vrem noi atunci când mergem spre puțin, și tot miracolul din lume pornește atunci. Pentru de ce că, nu vrem miracolul? Pentru că programul, și sănătate și programul tot pe care l-am creat nu se termină brusc. El există. Iar noi facem eforturi. Deci făcând în continuare eforturi, e pe același fond, da, tendință către acumulare. Dar el va deveni cât un pic, cât un pic se restrânge. Nu poți să ceri vreodată cuiva dintr-o dată să înțeleagă asta. Deci e foarte greu. Probabil că există și iluminări de genul ăsta dacă în brusc se termină și a intrat în divin, da. Deci suferința care îi vine din față celui care vrea mai mult este bună. Pe undeva este bună, dar trebuie tu să fii cât ce mai atent. Deci să mai prezent. Și mai prezent, să atunci începe... Da, unii au programe, nu mai puțin, au programe, exact cum a zis Mircea. Și trebuie să se termine cele programe și numai iubirea poate să anuleze acele programe. Și dacă nu ești în iubire, nu ai cum să anulezi programele, atunci vei continua în programele alea. Uite, pentru că tu dacă nu ești în iubire, n-ai cum să... prin atenție da, la comportamentul nostru. Numai puțin, dar dacă... Păi da, dar dacă stai puțin, dacă... Nu, dacă nu ești în iubire, nu poți să ștești programele din urmă. Că ele există. Da, dacă există. Și atunci, ne ștergând programele, tu nu poți să treci într-o altă etapă, n-ai cum. Și atunci încă te chinui, ești în programul ăla, n-ai văzut că sunt unii care conștientizează, da. Mai este ceva. Dar nu fac nimica pentru asta, nu pot un comportament divin, asta e. Mai e ceva interesant, pentru că programul tău, în relațiile cu ceilalți, interacționează cu celelalte programe ale celorlalți. Corect, de exemplu, este adevărat. Eu mă împuținesc, da? Știu, sunt conștient, dar în fața mea vine fiul și zice: tată, sunt și eu majorul să fiu, vreau să mă ajut și pe mine să fac și eu o casă. Încearcă să câștigi bani ca să poți să mă sprijin și pe mine. Vine fiul meu și zice: tată, vreau să plec să fac studiu, nu știu ce, ajută-mă și pe mine, cum l-ai ajutat pe ăsta. Nevastă mea zice: am serviciu mai departe, vreau și eu o mașină să mă deplasez mai ușor, deci vin de necesități. Și atunci eu nu pot să mă restrâng, pentru că aș deveni într-un fel egoist ca să mă restrâng, dar atunci îi restrâng și pe ei. Restrângerea se referă la mai mult decât necesitățile. Pentru tine, da. Păi întotdeauna apar necesități. Ascultă-mă puțin. Pentru mine personal, da. Și în momentul ăsta, tu ești în necesitate, deci nu se pune probleme. Ascultă-mă puțin. Eu zic, da, adevărat, dar eu trebuie ca să acumulez să pot să-i servesc pe ei. E adevărat, dar ești în necesitate. Eu, de exemplu, pot să-mi prăgostrească să mă pun la serviciu, cum a făcut și eu asta. Nu te bine, când îți schimb programul, numai puțin, când îți schimb programul, vine desprinderea, indiferent ce spuneți, vine desprinderea de persoane, de loc, de casă, vine prin cu forțat, asta se face forțat, pentru că ți-ai schimbat programul. Dar din cauza asta este latență, am spus, adică nu poți să faci brusc, pentru că trăiești între oameni, trăiești pe familie, trăiești cu relații cu oameni, se fac gradat. Sau uite cum a fost la mine, am câștigat la pronosport, la loterie de genul ăsta. V-am pus întrebarea, dar n-a mai fost altă. Deci îți vin și aparent zic, bă, jocuri de noroc. Nu vorba că e jocuri de noroc. Nu, e vorba că a fost la divin. Iar primul pas care l-am făcut, prietenul meu era deja în construcție cu casa, eu nu mă apucasem. Și zice, nu pot, ce să facă, băncile permit atâta. Și a spus, uite, am ăsta, ia și fă-ți casă. Și a terminat casa și când a terminat mi-a dat înapoi banii și atunci am putut să încep și eu pe alul firmei. Deci totul a fost legat. Asta este extraordinar. Nu poți să judeci că gata, am câștigat la jocul. Nu, dar nu trebuie să judeci pe nimeni, că adevărul fiecărui. Tot un dar divin. Nu trebuie să judecăm pe nimeni. Un dar divin. Luați covrigei, luați.